Erau ca și cu cortul. Adică, păi tu îți dai seama, deci niciodată n-au avut o casă. Adică făceau o casă și după 5-6 ani, bine, casă din chirpic sau din nu știu ce stuf. Că așa au stat acolo și la Frumușița, la Galați, și la Zagna, la Brăila, unde m-am născut eu. Bine, tata era un om foarte puternic, un om foarte băgăreț, se descurca repede și făcea repede o casă și avere. Avere mă refer la 50 de oi, 30 de oi, 2 porci, 2 vaci. Nu avere mare. Că era averea asta. De ce? Pentru că nu aveau din ce trăi la vremea. Mie tata făcea comerț, făcea și bani, multe lucruri. Dar acum ne apucăm să vorbim despre tata sau despre familia mea. Aici vorbim despre, cum a spus, despre fapta bună. Mărturisire nu e ca să mărturisim ce a adus o familie a lui Becali. Mărturisire e ca oamenii să înțeleagă ceva în Hristos. Dar am vrea ca până ajunge la partea aceea a vieții dumneavoastră să-l cunoaștem pe omul George Becali, să vedem ce ați moștenit de la părinți. Păi da, eu câteodată de exemplu zic așa, de unde atâta binefacere și atâta bine în capul meu, că tot binele în capul meu. Păi mi-a avuit Hristos, de mi-a dat toate. Și avere, și fizic, și familie, și copii, și nevastă, și toate. Ați avut întotdeauna avere? Dintotdeauna am avut avere, pentru că tata era cel mai puternic dintre toată comunitatea. Când am venit la București, de la Brăila la aici la București, au văzut bătrânii întâi și au zis: domne, hai să-l chemăm pe tase. Tata era tânăr, bătrânii au venit întâi. Și le: băi, vii, că dacă nu vii tu, nu ne mutăm. Toată comunitatea, nu se poate face comunitatea fără tine. Deci îți dai seama. Deci bătrânii nu putem să facem comunitatea fără tase. Adică, și tata a zis: băi, eu vin, dar nu trag la sorți cu voi, că te trăgea la sorți, adică loturile de casă. Eu iau la șosea și pe urmă voi puneți la sorți. Bine, e mult de discutat pe tema asta, dar n-are rost. Dar de unde bunătatea la mine? Băiat, fratele mamei, mort pe front. A venit bunicul meu după 10 ani cu o valiză de bani. Și atunci toată comunitatea se împrumuta de la el ca să se facă mai mic sau mai mare în buletin. Că nu mai plecai pe front. El a spus: dacă ne facem toți mai mici sau mai mari, păi cine luptă pentru țară? Și a plecat pe front și n-a mai venit. Fratele lui tata, 15 ani de pușcărie. Bunica mea a rămas la 30 de ani a rămas văduvă. Și în momentul ăla când a rămas văduvă și a scos cercei și verighetă și tot. Și a zis: gata, viața pentru mine nu mergea nici măcar la ziua onomastică. Sau nu mergea nici la nuntă, măcar cu verișorii ei, cu familia. Că și-a băgat batic negru în cap și gata. Păi dacă, de exemplu, se îmbată... Dar de ce bunicul îi spuneam eu? Păi dacă se îmbată un bărbat și fără să-și dea seama vine și mă pupă pe față. Păi, dar demnitatea și onoarea mea, nu mai vreau să trăiesc. Așa era lumea cu demnitate înainte. Spuneați că mama dumneavoastră, atunci când era însărcinată cu dumneavoastră, se ruga să aibă un băiat. Păi da, ea se ruga să aibă un băiat. De ce? Pentru că tata fiind cel mai puternic și mama și prea frumoasă, adică mama era așa o mare frumusețe, veneau oamenii numai să o vadă, adică nu mai vreau să o vadă, atât de frumoasă era mama. Și tata era un băiat frumos, bărbat tot așa frumos, și spuneau: a avut două fete. Păi o să facă încă o fată și o să-i mănânce ginere averea. Era tradiție la noi, la români, atunci cu băiat, 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 băiat. Și acum, la Olteni mai este. Și mama a zis că 9 luni când a rămas însărcinată, a plâns în fiecare noapte și s-a rugat la Dumnezeu și a zis: Doamne, să-mi dai un băiat, să nu mai râdă de mine, un băiat cu stea în frunte. Și spune mama acum: cu stea în frunte te-am cerut, așa mi te-a dat. De ce credeți că v-a însemnat tocmai pe dumneavoastră Dumnezeu, cu stea în frunte? Din cauza chinurilor familiei mele. Toată suferința familiei, a bunicii, a bunicilor, tot și tot. A luat tot bine și a zis: voi da ție. Și am să revărs toată suferința familiei tale ție. Că așa a făcut. Înțelegi? Pe altă explicație nu există. De unde? Că vorbeai, de exemplu, de fapta bună. E fapta bună, e adevărat că faptele bune sunt mai multe. Și credința, și merge la biserică, și dreptatea, și pacea, și mai multe sunt faptele bune. Numai că fapta cea mai mare este dragostea și milostenia. Milostenia care eu am primit-o, că zic: de unde?
E pentru că milostenia este harismă. Milostenia este mai mare decât învierea morților. Adică, dacă ai darul de a învia morții, zice că sunt eu angură de aur, nu eu. Zice că îți dă Dumnezeu cu puterea lui. Deci ești dator lui Dumnezeu pentru că ți-a dat putere să înviezi un mort. Pe când milostenia e mai mare pentru că milostenia îl face dator pe Dumnezeu. Iar mie mi-a dat-o.